2021, toate centrele mari destinate persoanelor cu dizabilități aveau obligația să parcurgă un proces de restructurare și de reorganizare de la un număr mare de beneficiari, 900, cum era cazul acestui complex de la Războieni, să se restructureze în case care să nu depășească capacitatea de 50 de beneficiari. Așadar, Ordonanța de Urgență 114 din 2021 reglementează faptul că în perioada 2020-2023 toate DGASPC-urile au obligația să restructureze centrele rezidențiale. Așadar, Războieni avea obligația să treacă la restructurarea centrului mare în centre mai mici, ceea ce s-a și întâmplat sau s-a încercat a se restructura în case cu capacitate maxim 50 de locuri.